Salut, bă, jacailor, ce faceți? Ce să fac și eu? E prima filmare din noul apartament cu noua mea prietenă, la, cum o chema, Leia? Hei, hei, Andreea, Leia, ce faci? Mamă, ce frumoasă, e în toată splendoarea, uitați-vă cum îi curg dredurile, așa, așa frumos. Prieteni, suntem astăzi în Brașov și, bineînțeles, în noul meu apartament. O să-i fac un tur la apartamentul. Trebuie să activați clopoțelul și să-mi ziceți în comentarii dacă vreți să filmez un tur al camerei. Așa, bine, aici e camera, acolo e mai... E, oricum e mare, rău. Ia spune tu, ce ai făcut cât am fost eu plecat acasă la Bacău? Ia spune, spune, spune! Ce am făcut? Andreea, a rămas doar pielea din ea. Sora, unde-i sorta? Unde? Nu, serios, unde? Băi, 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 Andreea, de Andreea, am ceva să spun. O să spun, cred că o să înțelegi tu cumva. Mă înțelegi? Nu? Nu, nu, n-ai înțeles? Bine, poftim. Ia ghicește unde e sora ta. Nu? Tu n-ai... Bine, asta e, mă rog, descurcă-te. N-am nevoie de tine, știu, n-am nevoie de ea. Prieteni, hai să strângem 30.000 de like-uri, mă, pentru episodul ăsta. Mai ales pentru că sunt în noul meu apartament. Wow, ce frumos, mă, șnic. Știi cu tot și că nu te-ai mutat, ești în camera lui Michael acum și filmezi. Ei bine, în minunatul meu Brașov, ce vreau să fac astăzi? După cum v-am promis data trecută, astăzi o să-i facem o casă lui Alberto. Hey, Alberto! Ce fai, mă, omule, mă? Uite, mă, săracul. Băi, Albit, mă, la cât te-ai enervat, mă. Hei, Alberto, îți place cumva mierea de albine? Mă rog. Hei, Sandu, ce fai, mă? Bă, Sandu, mă, unde ești? Sandu, Sandu. Sandu, bă, te-ai făcut fermier, mă? Mă, fermierul Sandu, mă, credeam că poți mai mult de atâta, mă. Am înțeles. Și aici am extins eu să-i facem, să-i facem așa o casă mai mare lui Sandu și lui prietenului, că momentan stau în garsonieră, cum era să stau și eu, dar noroc am prins apartament. Astăzi voi selecționa, pentru că am nevoie de cel mai curajos dintre voi ca să vină cu mine în căutarea zăpezii pentru noua casă a lui Alberto, pentru că îi place mult mierea de albine. E alb, cioată. Da. E alb și Albert vine de la... Da, cioate, tu nu vii cu mine, ești vălău. Limba, am încredere în tine, haide cu mine. Și totodată, astăzi vreau să mai facem ceva. Nu știu, stai să văd dacă mai am. Nu știu dacă vă prinde, stai așa. Stai așa, unde, bă, mă fac de... Bă, mă fac de râs. Mă fac de râs, bă, nu acum, stai. Prieteni, ia ghiciți ce o să facem în acest episod. Bum! Ia ghiciți cine caută portalul dragonului. Limba, din câte văd eu afară s-a lăsat seara. Ar fi mai bine să ne culcăm, ce zici? Hai, vină cu mine. Rita, ia culcă-te tu cu mine. Ia. Uite, mă, cum se culcă, mă. Aș avea și pe cineva în viața reală să culce cineva așa cu mine. Nu, glumesc, băi, glumesc. Glumesc, Rita, numai tu dormi peste mine, ai înțeles? Numai tu. Bă, mi se întâmplă să merg deseori pe stradă și să mă strige lumea să-mi zică, bă, mai postează Minecraft. Bă, tu știi cu câtă bucurie merg după, așa, merg așa. Mamă, așa merg, zic, bă, ăștia vor să postez Minecraft, bă. Limba, am nevoie să-mi spui ceva, unde ești? Vino, vino un pic și îmi spune, bă, Rita, stai jos. Băi, Limba, Limba, ajută-mă cu ceva. De care barcă vrei? Albă sau roșie? Băi, Limba, de care? De care de asta? Dacă nu zici nimic, e roșie. Dacă fugi, albă. Am înțeles, e albă. Ok, Limba, hai cu mine, hai cu mine. Asta e, bă, atâta se poate, atâta se poate. Limba, sper că vii, că azi avem un obstacol foarte greu de făcut. Îl voi lua pe Sebastian și vom merge, Limba, nu în curtea lui Sebastian, vino încoace. Hai cu mine, Limba, spre infinit și mai departe. Haide! Am o vagă impresie, Sebastian, că nu e pe aici. Deci, chiar nu e pe aici. Nu știu ce mi-a trecut mie prin cap să vin pe aici, e încolo. Cred. De Sebastian, vrei un pic de apă? Bine, hai, bea un pic de apă, repede, bea un pic de apă. Sebastian, băi, nu te bălăci. Ți-am zis să bei, nu să te bălăcești. Dă-i un cap în gură lui ăsta, Sebastian, dă-i un cap în gură. Dă-i, mă, un cap în... Dă-i, firai, mă, dă-i. Dă-i, Sebastian, rupe-l. Rupe-l, uite ce înalt și frumos. Așa, Sebastian, du-te, du-te, du-te. Rupert, Sebastian, hai că-l împing eu la tine. Ok, asta folosește mișcarea capul în jos. Amândoi folosesc mișcarea capul în jos. Hai, Limba, Limba, dai tu un cap. Mă, dați-mă un cap în gură, ce-i așa greu? Păi, Sebastian. Doamne, Sebastian. Oricum, ai câștigat prin neprezentare de...
Neprezentare de chef, de luptă, la ce să zic. Umblu cu Sebastian și nu dăm de nimic. Ăsta mare-i sete și eu aș mânca un mic. Sunt greu pe spatele lui și îl doare foarte tare. Cred că am răcit. Mamă, mă doare. În timp ce calul fuge, eu mă gândesc cu ce să atac. N-am învățat deloc și totuși am trecut de bac. Hai, Sebastian, nu fi rușinos. Stăm la priveliște asta și lui Limba îi dau un os. Limba, ce părere ai tu de priveliștea asta? Wow, Limba, am stat toată viața mea la parter, n-am văzut asta în viața mea. Tu-ți dai seama, Sebastian, ăștia care stau la patru, Doamne, măicuță, sfântă, fac o cruce pe microfonul, că n-am văzut ceva așa în viața mea. Ăștia care stați mai sus de parter, să lăsați un comentariu, bă, că toată viața mea am vrut să stau mai sus de parter și am ajuns tot la parter. La facultate, dar nu știu, frate, cum găsesc așa. Bine, când am fost să caut apartament, am mai găsit unul la etajul 9. De acolo, când am văzut așa pe geam, gata, mi s-au picioarele frumos, așa, m-am strâns singur, știi, și m-am lăsat așa. Sebastian, cred că tocmai am găsit tărâmul de gheață. Tu o să stai aici, Sebastian, am nevoie să păzești chestia asta mare, în timp ce eu o să mă duc cu Limbă să culegem zăpadă pentru prietenul nostru alb. Vino cu mine, Limbă. Vino cu mine, repede. Asta, hai, urcă, urcă. Urcă, Limba, aici. Limba. 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 Băi, Dumnezeule, mă, bă, mă, uveci. Limba, stai. Limba, conduci tu sau conduc eu? Bine, bine. Dacă tu vrei să conduci. Uite ce frumos, stai, vezi, mă, că se poate. Uite, nu se uită la apă, că e frică. Nu, e frică, se uită. Nu prea are așa obiceiul, știi, când are rău de mare. Și de-aia, Limbă, nu știu cum l-am nimerit pe cel mai fricos. Băi, Limbă, na. Limbă, unde Dumnezeu ești că te-ai camuflat? Băi, Băi, unde-i Limbă? Băi, Limbă, s-a camuflat. Băi, Limbă, hai că mai fug un pic. Dar vino, te rog eu frumos. Cred că l-am pierdut pe Limbă. Acum o să trișez un pic, o să dau asta așa frumos. Mamă, uite ce lumină se ve. Oh my god! Oh my god! Alberto! Ce? Wow! Băi, prietene, băi amice, tu ești tata lui Alberto. Băi, tata lui Alberto, uite cum fuge la micu. Măi, uite, fratele tău e acasă la mine. Stai, prietene, nu, da, băi nemernicule, măi. Băi, eu vreau să-mi iau zăpadă pentru fratele meu, Alberto. Pleacă, băi, pleacă. Ah! Și-o chema fi! Plecați la școală, corigenților! Duceți-vă și dați-vă la română corigența. Pleacă! Pleacă, corigentule, pleacă și dă-ți corigența la română, că te vezi în toamnă cu profa. Pleacă și tu! Bine, îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău că stric casa cuiva, chiar n-am vrut. Nu e cu intenție, dar am nevoie, bă, am nevoie și am nevoie și de asta. Mamă, și eu m-am chinuit acolo ca prostul când aveam aici împărăția zăpezii, că aveam aici creasa albă și eu m-am chinuit ca un nebun, prieteni. Bine, ca să nu vă plictisesc, o să vă arăt aici. Închideți ochii, închideți ochii, iar eu să fac un truc magic așa ca Cristian Gog, prieteni, ca la România au talent acum 5 ani. Bum, ia uita. No, ok, mai repetăm o dată scena. Bum, ia uitați-i aici. Wow! Au! Da. Poftim? Unde-i fiul tu? Salut, mă ataci? Nu mă ataci? Ok. Super. Wow! Mamă ce mare e, mamă gigantic. Mamă ce-mi place cum arată. Doamne, vino cu mine. Oare poate unul de ăsta mare să intre în chestia asta? Poți să intri? Totuși sper că Limba încă mai e aici, pentru că trebuie să construim și o casă mare pentru Alberto și trebuie să căutăm și portalul dragonului, pentru că vreau. Măi, Limba, tu acolo ai stat, mă, până acum și m-ai așteptat, n-ai digerat de tot de frig. Ce faci? La ce te... Mamă, el s-a uitat la prin jur, nu? Ce făceai, Limba? Analizai? Ia uite-l. Ia, la ce te uiți? Ia să mă uit și eu cu tine, ia. Wow. Mamă, uite ce piatră acolo, da.
Wow, bravo, da, ești tare, bravo, bravo. Pentru că mi-a plăcut mult magia când eram mic, o să vă arăt un truc cum mă teleportez în Brașov în timp ce pup microfonul. 3, 2, 1. Puu, și am ajuns în Brașov. Prieteni, cum am făcut asta? Excepțional, Cristian Gog. 3 de dat, treci mai departe, la umor. Dar Sebastian trebuie să vă arate ceva ce a făcut el în timp ce eram pe drum. Sebastian, ia arată-le. Sebastian, ce ai mâncat azi, bă? Sebastian, mai arată o dată ce Dumnezeu faci tu. Sebastian, nu vreau să te mai pup. Vă dați seama cum ar fi să mergi cu un de-asta așa pe stradă, să mergi așa. Uite, hai la plimbare, hai. Treci la plimbare, fă pișu că mergem în casă, mamă, și să vină un copil de ăsta, să fii cu ursul polar la plimbare. Vă jur, e genial să fii așa cu ursul polar la plimbare, mi s-ar părea genial. Stai aici și eu o să-ți fac aici casa, da? Dacă tot vrei tu aici lângă prietenul tău, Sebastian, aici o să-ți fac casa. Bine, o să am nevoie să scoatem toată asta, Alberto, pentru că ție îți place zăpada, nu-i așa? Știu, Alberto, știu. Ia uite, Alberto, cum se face aici zăpadă, Alberto, uite câte... Wow, ia uite ce frumos, îți place, Alberto, îți place? Te uiți măcar? Am, Alberto, uite, deja ai spațiu tău, propriu tău spațiu, Alberto, tu îți dai seama? Uite-te și tu un pic, că muncesc pentru tine, uite ce frumos arată deja. Acum trebuie să profit de toată zăpada pe care o am, să fac așa un fel de monument mare, mare pentru Alberto, frumos aici. Pare că, nu știu, că ai așa un munticel cu el, cum îi place lui. Și acum o să-i fac, nu o să-i ghiciți ce, și gheață, o să-i fac gheață, cum îi place lui așa, cum are el gheață și apă. Wow! Au, ce să-i placă, doamne, m-am făcut pentru el. Nu degeaba am intrat la facultatea de design. Poți să-i pun o lanternă. Cât de drăguț arată. Mamă, prieten, v-am mai zis, eu puteți să ziceți ce vreți, dar de cum construiesc niciodată, bă, deci niciodată, pentru că nu ai cum, îmi iese prea, uite o leacă cum a ieșit, ce să mă. Alberto, hai să vezi unde îți pun copacul, îți pun așa cum îți place ție, mamă, mamă, deci fii atent, deci asta o să-i placă, deci chiar o să încânte ursul, serios. Acum facem din ăsta așa, iar acum... Iar acum ne trebuie să scot doar chestia asta frumos. Punem zăpadă. Iar acum, bă, nu vreau să mă uit cum arată. Oh my god, Alberto, vino cu mine. Hai, intră, vino. Intră, o să-ți placă, nu te opune, o să-ți placă aici. Asta e cea mai tare casă pe care un urs polar poate să aibă. Deci nu înțeleg, e cea mai frumoasă casă pe care un urs polar poate să o aibă. Uite acolo lângă fratelui, doamne cum arată, mă, că ia să pun micro. Mua, ce frumos arată. Iar acum, prieteni, avem de făcut ceva și mai mare, Sebastian. Am nevoie de tine, Sebastian, căci astăzi, Sebastian, se va întâmpla cel mai tare lucru din viața noastră, Sebastian. Uite-te aici, Sebastian, e ochiul lui Gandalf, e ca stăpânul inelelor, Sebastian, tu-ți dai seama? Sebastian, cine știe? Oh my god, sunt așa emoționat, nu pot să cred că mergem în căutarea dragonului. Mamă, abia aștept o să-l batem, Sebastian, eu și toată armata mea de găi. Sper să fie pe aproape și să nu fie în ocean, ia să mai aruncăm una, frumos. Ok, rămâi. Bravo, ai rămas. Ok, Sebastian, rămâi aici. Eu mă voi duce în căutarea portalului, Sebastian. E, prieten, nu e bună. Deja mai avem 7 perle, numai 7 perle. Este foarte, foarte periculos. Este o misiune foarte, foarte grea. Tocmai de aceea aș vrea să fac un popas la domnul Testoasă să-mi spună pe unde trebuie să mă duc. Domnule Testoasă, pe unde trebuie să mă duc? Prietene, știu că e o misiune foarte grea, dar trebuie să continui. Domnule Testoasă, mai am doar 7 perle și nu mai am curaj. Uite aici la mine, puștule, nu mai fi un cop creatat și du-te după dragon. Dar domnule Testoasă, deja se face noapte. O, mai taci, du-te odată după dragon, mai întâi culcă-te în cop chilumatic. Ei, bine, domnule Testoasă, n-am vrut să vă supăr în halul acesta. Nu știu ce se întâmplă, bă, toată lumea era cu mine, dar îți mulțumesc, domnule Testoasă, căci m-ai făcut o... Oh my god, suntem în țara florilor? Poftim, am ajuns în țara florilor? Ender Pearl, arată-mi unde este portalul. Asta nu mai e ca atunci când eram copil, prieteni. Căci când eram mic, credeam că e un joc Minecraft-ul. Dar acum e o misiune imposibilă. Sunt atât de mulți oameni care ne vor răul. Te rog, Ender Pearl, spune-mi unde este portalul. Chiar într-acolo.
Oh, sper să fii cu mine, domnule Testoasă, domnule Testoasă. M-a prevenit, domnule Găină, spune-mi ce trebuie să fac. Cred că portalul este mai aproape decât cred eu. Ok, încolo, încolo, bun, bun. Mai avem puțin, mai avem puțin, hai dă-mi asta. Cred că am găsit portalul. Oh my god. Oh, oh. Cred că este. Oh, e chiar, l-am găsit, prieten. Oh my god. Oh my god, prieten, e chiar acolo. Oh my god. Portalul spre End, prieteni. E imposibil, e chiar aici, lângă mine. Oh my god, un... O mouse banner. Oh my god. Don't my fight. Ok, ok. Prieteni, astăzi este ziua cea... Wow. Bă, deja mi-e frică, jur. Ok, prieteni, după foarte mult timp... Este aici. Oh my god, a durat o grămadă. O grămadă a durat. Trebuie să acopăr lava asta că mi-e frică să nu cad în ea. Prieteni, lăsați-mă să fac onorurile bine. Nu știu dacă o să-mi ajungă. Ia. Ok. Pentru că nu aveam destule Ender Eye-uri, am fost nevoit să fac un portal către Nether. Prin acest portal am putut astfel să ajung mai repede acasă. Zis și făcut, am luat repede blaze-urile, le-am transformat în blaze powder-uri și astfel am creat Eye of Ender. M-am dus repede prin portal pentru a face asta. 3 2 1 Prietene, am activat portalul. Eu sper că v-a plăcut episodul acesta, am foarte mare emoții, o să mă opresc aici. Data viitoare voi fi tot aici, pregătit cu toate armele mele, pregătiți să batem dragonul. Haideți să facem 30.000 de like-uri, prieteni, v-am pupat, pa, bă.